Bună seara, bine v-am găsit la ProSport Live. Avem selecționeri noi la echipele de tineret Under 21, Under 20. S-a confirmat ceea ce ProSport a scris în exclusivitate în urmă cu ceva timp. S-au schimbat selecționeri, vom discuta despre asta. Discutăm despre FCSB pentru că acolo se doresc a se face mai multe transferuri, printre care Safranco, știți foarte bine. Rangers a intrat pe fir pentru Olaru. Sunt posibile mutări importante pentru echipa patronată de Gigi Becali. Le vom analiza, le vom discuta. Vom discuta și despre Dinamo, pentru că în acest moment se joacă Dinamo Oțelul Galați, un meci care pe timpuri era un meci de afiș în Liga 1. Ne aducem aminte, știți foarte bine, Oțelul Galați cu Dorinel Muntanu câștiga titlu, învingea echipe importante cum ar fi Rapid, Dinamo și așa mai departe. Din păcate, acest meci, care nu era neapărat un derby, dar era un meci de urmărit în Liga 1, s-a mutat acum în eșalonul secund, acolo unde ambele echipe își caută gloria de altă dată. Se joacă, cum spuneam, este 0-0 momentan. Discutăm despre toate subiectele zilei cu maestru Marius Mitran, editorialist ProSport. Bună seara, maestre, bine revenit. Bună seara, Victor. Ce faci? Bine, mai așa. Ales că bănuiesc că întrebarea ta e legată mai mult de ceea ce se întâmplă în Liga Profesionistă și în fotbalul românesc. Exact. Da, dacă vrei să trag un pic și spre turta pe spuza mea, fac bine și în viața particulară. Vorba lui Adrian Păunescu, vă urez tuturor mult succes aici și peste hotare. Aștept derbiurile de peste hotare. Deocamdată sunt la noi două dintre ele, da? Avem joi Craiova cu Hapoel și FCSB cu Viking Stavanger. Apoi avem Maribor cu CFR Cluj. Așa că succes atât aici cât și peste hotare. Vreau să le mulțumim celor care ne apreciază. Noi suntem învățați mai mult cu înjurături în zona de comentarii, jigniri și așa mai departe. Mulțumim pentru aprecieri. Facem tot ce putem să vă oferim o emisiune cât mai de calitate. De aceea avem și invitați de marcă, știți foarte bine, Marius Mitran, dar și alții, elita, nu vreau să merg în zona aia de exagerare, de laude, dar dacă nu ne laudă... Caragiale spune așa, nu ți se pare estimabile că prea mă lauzi, că mie nu mi se pare deloc. Corect. Bun, deci să continuăm. Marele nostru exact. Ziarist și nu în ultimul rând om, Marius Mitran. Bun, hai să trecem la discuția principală, Dinamo, pentru că se joacă în acest moment. Campioana din 2007 cu campioana din 2011. Exact. Și iată unde sunt amândouă. Și avem gol minutul, acum un minut. Deci în timp ce eu vorbeam poate prea mult, s-a și marcat Oțelul Galați, conduce cu 1-0, încă nu vedem marcatorul, este minutul 34, în urmă cu un minut s-a marcat. Uite, e Dur Bozoancă în poarta celor de la Oțel, un portar care mie îmi plăcea foarte mult, nu știu de ce nu a reușit să... Pentru că Hagi așa L-a tot împrumutat și a hotărât să meargă pe mâna tot a lui Ioani, care a fost și este slăbiciunea lui, și a adus rezervă pe Buzbuchi, care l-a dus în... Avem niște colegi mai mult decât profesioniști în regie, maestru Andrei Trifan. Ne-a pus pe grafică echipa lui Dinamo un 4-2-3-1. Oncescu în poartă, Moura, Tsone, Giafer, Buleică, Dudea, Neluz Roșu, Bordușanu, Bani, Vali Lazar, Buhescu. Și ce vreau să spun până să te las pe tine să comentezi această echipă? Uitându-te așa, ai fi spus că e o echipă de Liga 1 de la începutul problemelor de la Dinamo, când începuseră să mai apară niște jucători tineri, nu se știa dacă mai e Negoiță, dacă nu mai e. Ce părere? Da, așa pare a fi. Genul ăla de New Dinamo. Hibrid. Hibrid. Niște jucători cu experiență, cu niște jucători tineri și cu niște străini, vezi, Moura acolo, care ar putea să însemne ceva. Pe de altă parte, știind acum valoarea și... Sunt jucători cunoscuți aproape toți, de pildă mie necunoscut portarul. Da, Oncescu. Și Tsone, fundașul central. Sunt jucători pe care nu știu unde să-i situez. În rest, echipa pare la fel, numai că anii care au trecut peste Lazar, peste Neluz Roșu, peste Buleică mai ales, peste Dudea, mă face să cred că e mai degrabă o echipă de mijlocul clasamentului Ligii a doua. Și o echipă care va trebui să tragă mult ca să se apropie de obiectivul pe care îl are, adică promovarea. În orice caz, e o echipă care pare să fi pierdut mult din ADN-ul Dinamo. Și știi care e ADN-ul Dinamo? L-am mai spus aici, îl mai spun o dată. Dinamo era una dintre echipele care speria.
Noi am mai discutat aici. Te temeai. Zeci de ani te-ai temut de ei. Și după aia, știi că îți povesteam la începuturile mele în presă, intra mereu în arhiva Gazetei Sportului, care este colosală arhiva, foto, are vorba aia de, din anii 40, 50 și așa mai departe. Deci mă uitam la Dinamo, pentru că în perioada aia scriam numai despre Dinamo în proporție 90% și tot căutam subiecte. Mă uitam în arhiva foto și am văzut cum mergea Dinamo la un simplu meci de Liga 1. Nu știu, să zicem că avea meci la Bacău, să zicem că avea meci la Pitești. Era o delegație care te speria, nici mai trebuia să vină echipa. Te speria delegația de la Nicolae Badea, Turcu, Săvulescu, Borcea, Cornel Dinu, Giovanni Becali, Dan Matei Agaton. Delegația lui Dinamo cred că avea 30-40 de persoane mereu, numai nume de prim plan, cu influență imensă. Sigur, de general din Ministerul de Interne, secretar de stat. Da. Nu mai vorbim, când a apărut și Florin Prunea. Florin Prunea era vicepreședinte, adică aveai linia 1 foarte puternică, linia 2 foarte puternică de conducători, linia 3 la fel, cu Bălănescu, Cristi Tănase și așa mai departe. Cât de puternic era clubul. La vremea aia nu înțelegeam neapărat ce înseamnă o conducere puternică, dar uitându-mă acum la anumite echipe de Liga 1, înțeleg. Înseamnă mult. Să ai un om care să știe, de exemplu, când să forțeze o depunctare, când să forțeze să scadă suspendarea unui anumit jucător și așa mai departe. Era să știi, însemna chiar pentru propria echipă niște puncte de siguranță extraordinare. Adică era de ajuns să vezi aceste nume în tribună, să știi că s-a alături de tine și că te apără cineva, că se greșește. Randamentul tău era, exact, era altul. Exact. Doza de încredere era uriașă. Din păcate, cine poate să spună când s-au pierdut toate astea și care a fost până la urmă fitilul de la care a plecat toată această explozie sau implozie de Dinamo, de la una dintre marile echipe ale României, clar, dar mulți ani marile echipe ale Europei, a ajuns o echipă care, să ne întoarcem la verbul de la început, nu mai sperie pe nimeni. Nu mai sperie, nu mai provoacă teamă, ba dimpotrivă, Dinamo e în momentul de față, ținând cont că numele a rămas, o antilopă, o pradă. Dă bine să bați pe Dinamo. Corect. Indiferent, corect, trebuie să te agăți, pentru că Dinamo poate fi bătută. Asta e drama acestei echipe în acest moment. Sigur, sper că de moment, într-adevăr, și că își va reveni. Meciul de astăzi se pare a nu ne ajuta în ideea asta. Da. Uite, zice cineva, dacă Dinamo pierde azi, Coțelul nu mai promovează sigur. Nu e chiar nu așa, e așa. E la început. Suntem la început, da. Exact. Însă, din păcate, asta e o opinie personală, cu toate că îmi doresc din tot sufletul, atenție, să promoveze Dinamo. Îmi doresc, da, sunt partizan, sunt subiectiv, îmi doresc ca Dinamo să promoveze pentru a avea o ligă întâi incredibilă, pentru că deja se simte, spunea și Anghel Iordănescu aici, deja se simte cum nivelul fotbalului a crescut. Și nu spune neapărat că e Rapidul în Liga 1 sau că e Petrolul, dar meciurile acestea în care ai echipă cu fani, echipă cu tradiție contra echipă cu UTA, Petrolul, FC Argeș, n-are cum să nu-ți crească interesul, nivelul. Jucătorii sunt mai... Una e să joci, cu tot respectul pentru cei de acolo, una e să joci la Crinceni unde nu te latră nimeni, nu te înjură nimeni, nu te aplaude nimeni și alta e să joci la Pitești unde dacă ai două înfrângeri, îți cam vin pe la vestiare suporterii sau la UTA. Dar la Petrolul cum a fost? La Petrolul. Chiar am fost una la alta, am fost la meci cu domnul Dinu. Incredibil. N-am mai simțit o atmosferă de maniera asta de ani de zile. Efectiv, nu puteai să te auzi la un moment dat. Jos părăriaș pentru galeria Rapidului, care a cântat non-stop și în unele momente s-a auzit chiar peste tot stadionul Ileoan. Incredibil. Primus derby. Primus derby, da, într-adevăr. Frumos, aici e aria ta de expertiză. Nu e chiar primul derby, știm că au fost altele. Poate fi pentru ce a mai rămas. Asimilat, da, dar, exact. Dar corectează-mă dacă greșesc, cred că primul derby cu adevărat ar fi un Ripensia Venus. A, sigur. Dacă vorbim e de așa, echipe, că aici, da, repet, sigur că ești, da, doctor. Marile echipe. Asta ar fi Ripensia Venus. Sigur, astea sunt. Și după aia poate Venus Rapid, să zicem, ca să fie derby bucureștean, că derby asta înseamnă de fapt. Ele erau cele trei mari în perioada interbelică. Ripensia lui Dobai, Venusul lui Bodola și Rapidul lui Baratchi. Dacă ar fi să nominalizezi un singur meci care ar fi primul mare derby românesc, care ar fi acela? Ripensia Venus? Mă simt Olaianos acum. Mai degrabă Ripensia Venus, da. Ripensia e sigur. Ripensia, okay, este clară. Echipa poate cea mai puternică din perioada interbelică modernă. Adică nu luăm anii 20, când încă era
un fotbal... Nu se știa exact ce-i cu el. Mai rudimentar, anii 30 însă, în care Ripensia bate și elimină pe AC Milan din Cupa Europei Centrale 3-0, în care Rapidul se duce în finala Cupei Mitropa, care nu se mai joacă, echivalentă Cupei Campionilor și ea. Venus însă era echipa... Te corectează cineva, atenție, și îmi place chestia asta. Rapidul lui Ionică Bogdan, că Barathi a venit mai târziu, spune Dan Gabriel Dumitrache. Da, știi cum e asta? E adevărat că e a lui Ionică Bogdan. Așa. Numai că Barathi a venit mai sus. Este ca și cum ai spune, eu aș fi spus steaua lui Gică Hagi și cineva mai ar fi spus steaua lui... Nu, steaua lui Liță Dumitru, că a fost mai înainte Liță. Da, dar Hagi a fost peste tot și... E cazul Barathi. Barathi, da, a fost cel mai mare fotbalist din perioada interbelică a Rapidului. Asta e fără discuție. Ionică Bogdan însă ar trebui să îi apărăm memoria pentru că a fost cel mai bun prieten al lui Ioan Chirilă. Așa. Și trebuie să ținem cu... Corb la corb uscată. Sigur, cu breazla noastră azi. Corect. Bun, hai să revenim la Dinamo. Ne întoarcem la ce acum. Am făcut și o paranteză, profităm de cât ori e maestru Mitran alături de noi să... facem o mică pastilă de istorie, dacă vreți, a fotbalului atât de iubit de cei care ne privesc. Bun, Dinamo, potențial investitor Murad. Eu nu cred în varianta asta. Istoria lui Murad spune că nu e genul care să arunce cu banii, nu că ar fi ceva rău. Nu judecăm chestia asta. Până la urmă, omul își apără afacere și investiția. Corect. De ce să vin să arunc cu bani că spuneți voi că e Dinamo? Arătați-mi hârtii, arătați-mi despre ce e vorba, arătați-mi că pot să-mi recuperez banii și pe aia discutăm. Mai ales că e vorba de Dinamo, adică discuția este așa, nu e problema la oamenii de afaceri, că, pentru că eu cred că se găsesc și sunt oameni dispuși, mai ales în, totuși în efervescența asta care e în fotbalul românesc în ultima vreme, care se vede în multe lucruri, ci în problemele strict care țin de natura lui Dinamo. De ce acum la Dinamo? Adică eu cred că cineva ar avea 5 milioane. Riscul este ca acele 5 milioane să nu acopere aproape nimic. Dar stai, maestre, sau atenție, să nu rezolve. Că l-am avut pe domnul Zăvăleanu aici. L-am văzut. Și această sumă de 5 milioane, sperăm noi că vor fi 5 milioane. Omul a spus clar, în momentul de față, în secunda asta, datoriile totale sunt de 9 milioane de euro. Sperăm că reușim să modificăm insolvența, sperăm să o reducem la undeva la jumătate, la 4-5 milioane. Sperăm, nu suntem siguri, pentru că tu știi foarte bine, sunt creditori care pierd bani, sunt creditori care trebuie să voteze și să spună că sunt de acord cu aceste datorii. Hai să spunem că renunță DDB-ul, deși și aici, din câte înțeleg, forma judiciară e dificilă să împrumuți o societate după care tu să renunți la datorii la milioane de euro. Pentru că poți influența masa credală. E foarte complicat. Să zicem că se mai scad vreo, nu mai știu cât au, 2 sau 3 milioane, 3 și un pic. Să zicem că se scad banii ăștia. Oricum rămâi cu peste 5-6. Suma foarte mare. Tu gândește-te că orice om, oricâți bani ar avea, trebuie să vină să pună 6 milioane, să zicem, 5 milioane, după care să mai pună 3 pentru promovare, deci te duci în 8. După care se schimbă. Dacă ești Dinamo, sigur, nu poți să-ți propui evitarea retrogradării. Cristi Borcea a spus aici, nu poți, îți trebuie 15 milioane pan. Așa. Ok, nu zi 15, zi 7, 8 de supraviețuire, da? Cât a avut Rapidul, că Rapidul a fost la un pas de play-off cu 7. Oricum e mult. E imens. Păi tu îți faci un calcul pe 2 ani, tu afaceristule îți faci un calcul pe 2 ani, de cât am zis? 8 și cu 7, 15 milioane dintr-un foc. Dintr-un foc, fără să performezi, să începi să scoți. Nu, doar să vii pe linia de plutire. Cât de liga pentru un loc, să zicem, hai să zicem, în afara play-off-ului, deci de supraviețuire, zi 7, 8, 10? Nu, cum 7, 8, 10? Zic un loc nu de play-off, de supraviețuire, adică nu de play-off. Câți bani primește dintre? Exact, la final de sezon. 1.700.000. Vezi? 1.700.000. Deci zi 2 milioane. Zicem că urcă. Hai 2. Așa? 2 din, cât am zis, din 7. Deci tu trebuie să mai vii cu 5. Hai să zicem că mai e sponsor 2. Deci trebuie să ceea mai vii cu 3. Ceea ce ar fi minunat. Exact. Ceea ce noi punem acum exagerat. Știi, tu știi foarte bine că ai și fost conducător de club. Foarte greu atunci. Să-ți dea 2 milioane exact. De euro. Da. Hai să zicem 2 și rămâi cu 3 pe care tu trebuie să-i pui singur. Foarte greu, mi se pare. Ca să intri în discuție doar. Ca să intri în discuție și atenție să nu uităm, maestre, că tu nu vii și începi și conduci. Tu ai suporteri agresivi pe cap. Bine intenționați, dar agresivi. Suporteri care spun de ce l-ai adus tu pe cutare președinte, că e blatist, știm noi.
pierzi timp, energie, bani, să explici, stai domne, că așa consider eu, pe cum consider tu la clubul nostru, că noi am plătit și am scos clubul din faliment. Sunt multe probleme, foarte complicat. Și atunci, pentru că vorbim de Dinamo, e clar că brandul rămâne un uriaș, nu ai de făcut decât să duci această cruce până la urmă, să încerci, cum spunea și domnul Zăvăleanu, și cred că e un lucru de bun simț, să încerci să supraviețuiești și să cauți această promovare care poate însemna ceva. Pe lângă banii de la ligă, ar putea veni niște bani de la sponsori și te-ar ține în viață, ți-ar deschide o cale a speranței, nu una a certitudinii, dar ți-ar deschide o cale această promovare. Pe de altă parte, am văzut mai devreme echipa pe ecran, riscul este cu toate aceste eforturi, da, major, să nu reușești. Echipa arată subțire, echipa arată vulnerabilă, din păcate. Din păcate. Gorovei gol pentru Oțelul de Bea, acum a apărut. Da, nici Oțelul nu mai are jucători de care să ne... Cârjan, pe care nu mai știm, Durbozoan, Cadă Scăliței, dar tot așa, Sârghi, atenție, Sârghi, este care a fost campion, exact, da? E campion. Și mai are un atu, are un antrenor care Dorina a luat, da, cu experiență de jucător uriaș și de antrenor bun, adică de antrenor care a făcut ceva la viața lui. Și povestea mi se pare frumoasă, tu sigur o știi. S-a dus și a bătut efectiv la ușă. Bună ziua, bună ziua. Așa e. Sunteți de la primărie, da, da. Sunt Dorinel Munteanu. Vă rugăm, domnul Munteanu, ce doriți? Domne, dați-mi și mie o șansă. Cu ce? Păi cu Oțelul Galați. E vai de capul lui clubul, eu am fost campion. Am și eu un proiect pe 3 ani în care vă duc în Liga 1. Bine, domnule, hai că îți dăm o șansă. Până acum a funcționat. Mi se pare foarte frumoasă povestea. Dacă Oțelul va ajunge în Liga 1, nu sunt cuvinte mari, de eu pot spune că poate ar merita o statuie Dorinel Munteanu în fața stadionului acolo. Și pentru ce a fost, pentru ce a făcut. Și pentru modestia lui și pentru felul în care s-a înhămat. Da? S-a mutat acolo, știm foarte bine, stabilit în Galați. Da. Ai putea spune, domne, omul, recordmenul de selecții la echipa națională, omul care a jucat mai mult decât Hagi și Gică Popescu, exact, în echipa națională, ca să nu dau alte nume, să facă acest lucru. Da, e un lucru rar asta, să știi că puțini oameni au făcut și nu numai în fotbalul românesc, și afară. Ai văzut, multora le intră în cap faptul că sunt mai mult decât sunt. E un mare lucru ăsta ca în viață să-ți cunoști lungul nasului până la urmă, să vezi circumstanțele. Sigur că odată ai fost cineva, dar important e să vezi ce poți să faci astăzi. Jos pălăria pentru Dorinel Munteanu și uite că lucrurile merg bine pentru ei. Adică el acolo a făcut. E adevărat că presiunea nu e aceeași ca la Dinamo, reflectoarele nu sunt pe ei nici pe departe cât sunt pe Dinamo, dar nicăieri nu e ușor. Bravo lui! Mi-e drag de astfel de exemple. Aș vrea să mai văd astfel de exemple. Da. Și Doamne ajută la fel Oțelul. Uite, vezi ce înseamnă să ai, nu știu... Ai egalat câinii. Da. Bun, colegii ne surprind pe burtiere, dar uite, văd că ne surprind la secundă, că de-abia s-a marcat. Da, minutul 45 plus 2, foarte important pentru moralul lui Dinamo să intri la ultima fază cu gol marcat. Vedem ce va fi, spuneam că mi-aș dori și Oțelul, pentru că, cum spuneam, una e să vezi voluntari, Chiajna voluntari Clinceni și alta e să vezi FC Argeș, meciul mai slab, să spunem, al zilei, să fie FC Argeș cu Oțelul Galați. Te uiți? Sigur că da. Îți vine să te uiți la stadion? Sigur că da. Da, bun. Cum spuneam, Federația a numit doi noi selecționeri. E vorba de Emil Săndoi la Under 21. Avem multe de discutat pentru că Emil Săndoi e cu ștate vechi la Naționala de Tineret. Și Daniel Pancu la Under 20. Vedem ce a spus directorul tehnic al Federației Române de Fotbal, Mihai Stoichiță, după care revenim și comentăm cu maestru Mitran. Nu, era un contract cu drept de negociere după un an de zile, după o discuție pe care urma să o avem împreună, o analiză pe care am făcut-o împreună. Ce pot să spun? Nu pot să-ți dau clarificări foarte clare. Nu ne-am înțeles pentru a merge împreună în continuare, ne-am despărțit prieteni. Cine știe, poate mâine, poi mâine mă apuc și eu la antrenora. Nu se știe niciodată, știi ce-ți oferă viața. Păi nu. Chiar ați antrenat în ultima perioadă și cu succes la jocul echipei naționale de tinere. Nu, o întâmplare, când a fost mult. Daniel își încheie activitatea de antrenor al echipei de U20 în luna martie, nu? Sunt ultimele jocuri în luna martie, jocuri amicale. După care se va alipi staful lui
lui Emil Săndoi, ca să pregătească împreună cu el, și este normal să fie așa, se va alipi stafului lui Emil Săndoi și va participa efectiv la, la construcția echipei pentru turneul final din vara viitoare. Dreptul de renegociere este după campionatul european, nu? Obiectivul concret este o calificare în semifinale la campionatul european de tineret. Asta este obiectivul concret. Jos pălăria pentru Mihai Stoichiță. Să ai atâta calm și atâta relaxare și un discurs care să te scoată totuși onorabil din situațiile în care intri, pentru că ce se întâmplă la nivelul loturilor în ultimii ani, aici nu-i vina selecționerilor. E vina, e un cumul de greșeli manageriale. Între care se situează și ale domniei sale. Păi, directorul tehnic, da. Până la urmă știi cum e. Vorba aia, erai președinte. A cui e vina dacă nu merge echipa? A antrenorului. Pe cine a pus antrenorul? Președintele. Exact. Așa e și aici. Bun, hai să le luăm pe rând. În primul rând, eu n-am înțeles sensul echipei naționale Under 20 de când a fost. Păi, abia acum ar putea fi o explicație așa pentru ea. Cred că fie n-au avut-o de la început, cred mai degrabă varianta asta, fie neavând-o, au încercat să o găsească și până la urmă i-au dat un sens. Sensul e acesta. O selecționată care să acopere o perioadă de timp și să ducă din perioada aia, din no man's land, din perioada, dintr-un teritoriu, dacă vrei, forțând termenii lingvistici, temporal, spre echipa Under 21. Aceasta este mutarea cu Pancu. Ideea ca tu să pregătești Under 20, să vezi care sunt jucătorii valoroși acolo și odată cu tine ei să urce și să joace, tu să vii ca antrenor în staful lui Săndoi cu băieții pe care Săndoi nu i-a putut lua acum pentru că erau prea tineri. Da? Și pe deci care... o muncă comună. O muncă comună, tu ocupându-te de grupa mijlocie, urmând să iei de acolo, de pildă, Gică Hagi, în cartea lui Campionii creează campioni, spune o idee. Lumea a trecut ușor, cei care... Să știți că merită luată cartea. El spune așa, tot timpul am o echipă de 13 ani, de 14 sau de 16, tot timpul concurența eu aduc de la echipa cu un an mai mică. Tot timpul îi forțez pe cei de 15 ani să se vadă și să vadă echipa de 16 cum joacă. Tot timpul presiunea pe fundașul stânga de la 16 ani e ăla, fundașul stânga de la 15 ani. Nu vreau la el, că el e clar că e cel mai bun în lotul lui. Eu vreau să-i fie teamă de ce vine din spate. Iar cel care e mai mic să vadă tot timpul la cel din față. Asta este ideea și aici la... Nu știu dacă nu e luată de la Hagi această idee. De a crea această selecționată care nu merge nicăieri, care nu are niciun sens, hai să vorbim așa ca în cișmigiu, care nu are niciun sens, dar care îi găsim un sens prin a pune o presiune pe cei un pic mai mari ca ei, cu un an, doi. Și atunci... E o logică prin urcarea lui Pancu în echipa lui Săndoi. Cum se pare această numire a lui Daniel Pancu? Bune, amândouă numiri. Hai să le luăm pe rând. Daniel Pancu. De ce consider că este bună? Păi am multe motive. În primul rând, este un antrenor, nu mai vorbesc de jucător. Da, vorbim, judecăm doar cariera lui de antrenor. Fragmentată, făcută din bucăți de puzzle, din fără o mare continuitate nicăieri, dar așa segmentată cum a fost, net superioară celei a lui Lobonț. Corect. Da? Și el, dacă e să o luăm așa pe analiză, la nivel de discurs. Contează nu mai vorbesc. Ce idee are, cum pune problema Pancu, cred că este printre puținii din generația asta, alături de Mutu Poate, care este tobă de fotbal. Și când spun tobă de fotbal, pe Pancu, dacă îl iei și îl întrebi ce schimbare a fost în meciul de acum 3 zile, zice instant. Așa e. Și eu aș mai adăuga pe cineva pe principiu, atâta timp cât nu îl cunoaștem, putem să nu cunoaștem discursul de azi, putem să bănuim în el un mare discurs. Cel al lui Cristi Chivu. Uite, noi nu știm cum vorbește Cristi Chivu. Corect. Nu știm cum li se adresează, care este... E adevărat că el face lucruri minunate, e campion al Italiei cu Primavera lui Inter, dar tare dor mi-ar fi să-l aud și să... Eu sunt convins că el urmărește ce se întâmplă în România, nu mai vorbesc de ce se întâmplă în Europa și în fotbalul mare din care el face parte de 20 de ani, dar mi-ar plăcea să-l aud vorbind. Ei, Pancu e un tip cu astfel de carismă care te convinge. Și mai e un argument.
Noi nu putem fi aici la această masă și nicio redacție, după experiența mea de fix 30 de ani de presă, mulțumesc la fel, perfect obiectiv. Nu putem fi. Ciringhito nu e obiectiv. Mari Ziariș, Bruno Pițul, cine vrei, Jean-Louis Retacher în Franța. Toți au avut, Ioan Chirila, a ținut cu mine. Sensibilități, preferințe. E, și atunci hai să le acceptăm. Eu vreau să spun că sunt un admirator al felului de a fi a lui Pancu. De a vorbi, de a pune... Vorbesc doar de fotbal, da? Normal. De a pune problema, de a fi polemic. El e și un fel de spadasin. Spune lucrurile pe nume, da, nu e frică, nu, nu e frică. Dacă s-a greșit, el îți spune. E, și atunci eu zic așa, mergând mai departe cu logica. Eu cred că niște jucători tineri, under 20, care înseamnă aproape niște copii, da? Pentru că ești un copil la 18, ești un adolescent care nu ești încă un bărbat. Eu cred că mai degrabă au nevoie de genul ăsta de dascăl, de profesor, de mister, cum zicem noi, decât de enigmaticul și complet, cum să spun, perfect alb discurs al lui Lobonț, care era... Și foarte fragmentat. Fragmentat, nespectaculos, neînțeles. Și bravo. Că spun neînțeles nu în sensul poetic. Nu. În sensul propriu. Nu. Efectiv neînțeles. În sensul poetic scriau alții. Exact. Eu, Barbu, Blaga, alții. Da. Nichita Stănescu. Sunt doi, să fim serioși, unul dintre cei mai experimentați selecționeri. E o certitudine din toate punctele de vedere. Și antrenor bun, a dovedit și în ultimele sezoane. Antrenor bun, experiență, curajos în spiritul în ce am vorbit mai devreme cu Dorinel Munteanu, faptul că a luat în cârcă la 2 ani Chindia. Și s-a luptat nejucând un meci măcar pe teren propriu. Corect, corect. Da? Și s-a luptat și a câștigat play-out. Și a fost relație. Sigur, și a play-out acum 2 ani. Corect, corect, corect. Da? Cu jucători luați, tot ce a fost mai bun, i s-au luat din 6 în 6 luni, inclusiv în acest an, Chindia a fost o pepinieră pentru niște echipe. Asta iarnă Neguț, acum Marco Dulca și cu anul trecut Rață. Cine a mai plecat? La Rapid. Iacob. Iacob, da, da, da. Un antrenor care a făcut treabă la campionatul cu echipa de tineret în preliminarii acum 10 ani. Un antrenor care a făcut extraordinară muncă și la FC Argeș și la Universitatea Craiova, neînvins 30 de meciuri cu Sorin Cârțu acum vreo 7 ani, dacă nu mă înșel, 2014-2015. Experimentat, 57 de ani, și de la el au de învățat. Pentru că echipa națională de tineret, sigur că ea trebuie să aducă niște performanțe, că la vârsta aia e necesar să te uiți și la performanță. Dar mai ales trebuie să creeze și să se plieze pe un stil de viață al României. Stilul de viață al României înseamnă acum Edi Iordănescu. El este cel care va conduce în următoarea perioadă echipa națională după principiile lui și cred că ajutat de acești doi oameni care au făcut toată viața munca asta de, cum să spun, al doilea pe planșă. Și Pancu ca antrenor și Săndoi ca antrenor n-au fost ce au fost ca jucători. N-au fost campioni, n-au fost niște puncte fixe. Dar sunt doi antrenori pe care te poți baza. Ceea ce pentru mine, de pildă, Lomos la care mă întorc, nu era genul ăsta. Cred că eu sunt două mutări bune ale federației. Adică după ani de zile în care ne-am mirat, bine, eu sper totuși ca Mihai Stoichiță să nu se apuce de antrenorat. Adică cred că a rămas la faza de glumă ce a spus acolo. Pentru că... Nu, dar el oricum e implicat. Știm foarte bine cum e enervat pe Rădoi și pe mutulea europene când le țipa din tribuna astfel că se audă și pe televizare diverse indicații. Bagă-l acolo, mută-l, urcă. Era important să se audă. Asta spun. Am și scris atunci, să aduce aminte. A fost și momentul acela, da, când l-am jurat pe Mutu crezând că nu sunt pornite camere sau, atenție, știind că sunt pornite camere. Nu știm exact. Da, hai să revenim la prezent, să-i vedem. Deci două mutări bune. Exact. Să-i vedem pe Pancu și pe Săndoi, după care revenim și comentăm. Știu că începem cu două amicale foarte puternice, cu două echipe, Spania și Olanda, care reprezintă în materie de posesie, în materie de gestionare a jocului, poate principalele forțe din Europa. Ca să fiu sincer, mi-aș fi dorit ca aceste două jocuri
să nu fie 1 și 2, să fie 3 și 4. Dacă nu ne propunem obiective îndrăznețe, nu cred că le vom atinge niciodată. Considerați că este și un obiectiv realist? Asta rămâne de văzut. Sper să nu le înșel așteptările și încrederea. E o zi de mare bucurie, e o postură care mă onorează și mă responsabilizează, pentru că fiind trăind emoțiile jocurilor în tricoul echipei naționale, la juniori, la tineret și la echipa mare, a venit ziua în care antrenez o selecționată a României. Am stat mult timp în afară, pe bară. Este vina mea principală, pentru că am avut câteva oferte după despărțirea de Poli Iași. Le-am refuzat, fiind la început. După care am mai ieșit de câteva ori pe locul 2. Am învățat mult din perioada asta în care am stat acasă. Da, Daniel Pancu, emoționat mi s-a părut Pancone. Da. Nu l-am văzut de multe ori așa pe Daniel Pancu. Bine, el, cum spuneam, face parte în categoria foștilor fotbaliști ai echipei naționale care vorbesc despre selecționată de multe ori cu lacrimi în ochi. Și s-a văzut și acum, s-au văzut emoțiile pe care le-a trăit. În condițiile în care, în ciuda valorii lui uriașe, e unul din marii jucători pe care am avut ocazia să-i vedem pe viu, el n-a prins niciun turneu final. N-a fost la niciun campionat mondial. Și 27 de selecții, puțin, e din categoria Săpunaru, de exemplu, la fel aceeași situație. Avem niște imagini acum de la meciul Dinamo-Oțelul Galați, este 1-1, probleme cu autoritățile și cu jandarmii. Suporteri, înțeleg, de la colegii aflați la fața locului, suporterii Oțelului gazați. Portiera. Da. Bine, sunt imagini obișnuite pe stadioane din România. Am mai văzut așa ceva. Totuși, parcă facem aproape tot, mă refer la și la sancțiunea asta UEFA. Mă, să îndepărtăm, să chinuim suporterii, să-i gonim de pe stadion. Eu nu vreau să mai zic nimic, dar nu mi se pare mult exagerată sancțiunea asupra publicului FCSB, de pildă. Aici, uite, acum e momentul și tu știi și eu știu, pentru că până la urmă, până să fim ziariști, noi am cam bătut stadioanele. Eu inclusiv am trăit derbiuri din mijlocul suporterilor și nu mă refer cei din tribună, ci cei care făceau deplasări, mergeau și așa mai departe, și am văzut cu ochii mei metodele de intimidare pe care nu le judecăm, pentru că și suporterii greșesc de multe ori și trebuie ținuți în frâu cumva, dar am văzut că la cea mai mică chestie e la modul face stânga de ce, ai comentat, gaz direct asta în ochi. Parcă vrem să îi îndepărtăm. Sigur că ei au un anumit comportament, sigur că se poate discuta asupra lui, dar, domne, avem și niște vigilenți de... În fine, poate dăm pentru o cauză mai bună. Da. E greu de comentat, e greu de înțeles de ce acest exces de zel din toate punctele de vedere. Da. Mă rog. Vă ținem la curent. Dacă se mai întâmplă ceva, colega noastră Carmen Mandiș este acolo și ne informează cu tot ce se întâmplă pe stadionul din Clinceni, acolo unde teoretic este acasă pentru Dinamo, că și asta e o discuție. Mă rog, revenind la subiectele zilei, FCSB îl dorește pe Safranco. Amuzant, vorbeam și ieri aici. Cei de la Mamelodi Sundowns din Africa de Sud, da, voiau să-l lase liber, să scape de salariul lui, numai că au auzit că este dorit de FCSB și brusc a venit doleanța de 500.000 de euro pe el. Gura bate transferul, să zicem așa. Da. Acum, ce părere ai? Se practică asta, să știi. Nu e o
cum să spun, o noutate. În momentul în care ai aflat că calul pe care îl ai în Herghelie e cerut de cineva, deși tu vrei să-i dai drumul liber pe câmp, sigur că cer ceva. Eu cred că se vor înțelege. Pe de altă parte, revenind strict la discuția asupra valorii jucătorului și a oportunității lui la FCSB, da. Cred că este un fotbalist de care FCSB are nevoie din cel puțin două motive. Unu, nu cred că poate duce pe două fronturi timp de 9 luni de acum înainte cu un singur atacant experimentat, Bogdan Rusu, mai ales că experiența lui la vârf e nulă. E un fotbalist bun, dar nu cred că poate rezista în ritmul acesta de jocuri fără a avea un coleg de aceeași sau de o experiență asemănătoare. Al doilea rând, cunoaște ce se întâmplă pe aici, Franco nu vine în necunoscut și poate fi, în morișca asta de pase gândită, de dică, poate fi un realizator. Da, e de văzut ce va fi. Nu o morișcă de pase care încă nu prea confirmă. E nevoie de timp, să știi că așa cum timp. A fost nevoie. O schimbare pozitivă există, s-a văzut. Calificare... După același tipic și în meciul cu Chindia și în meciul cu Saburtalo, exact. Și în dar există în continuare, știi cum e ca o, așa o văd eu FCSB în momentul de față, ca o țeavă așa? Care s-a spart, da. A venit instalatorul și ți-a spus n-am ce-mi trebuie acum, dăm să te ajut să nu-ți mai curgă apa în casă, corect. Și vin eu după aia, păi da. Ți-a lipit-o un pic, poți să te speli pe mâini, dacă forțezi prea mult să faci duș, bubuie din nou, așa văd eu FCSB. E adevărat, însă că trebuie să-i dai acel timp pentru a recupera, pentru a o face să meargă, pentru a da drumul la instalație. Acum, pe vremea mea, ca să spun așa, din bătrâni, Mircea Lucescu spunea acum 35 de ani, domnule, îmi trebuie 3 ani ca să fac o echipă la Dinamo și ce să vezi? În 86 pleacă după acel 4-0 cu Austria de la Națională, lucru nemai întâlnit în istoria fotbalului, să fii demis după ce ai bătut 4-0 meci oficial în preliminarii, și în 89 creează acea echipă care se duce până în semifinale Cupei Cupelor și care înclinăm să-i dăm toți dreptate, dacă ar fi fost păstrată, probabil s-ar fi dus spre o cupa campionilor europeni, da? Dacă n-ar fi plecat nimeni. 3 ani. După 3 ani, în anii 90, s-a spus, domne, e nevoie de un an ca să faci o echipă. Cu diferite, a făcut Halagian, a mai făcut Oli, a mai făcut niște lucruri bune, Sorin Cârțu, campion cu Craiova, cam un an, doi. Acum, în perioada anilor 2000, aveai nevoie de jumătate de an. Venea antrenorul în vară și spunea, dom'le, vedem din retur. Da. Dom'le, am ajuns acum așa. 3 etape, 4. Exact. Deci, dacă în 3 etape nu câștigi campionatul, ești slab la revedere. Ești slab și se încearcă varianta următoare, ceea ce nu e în regulă. Nu este în regulă, corect. Cum ți se pare Vadim Rață? Cum ți se par noile achiziții? Rață, Dulca... La fel, intră sub același principiu. Dezamăgire mare pentru mine, să le dăm Dulca. Timp. Da, scuză-mă, nici Rață. Nu ca joc, stai. Mie mi-aș plăcut să-l văd pe Dulca la Rapid. Nu ca aș fi eu, Doamne ferește, Rapidii sau ceva, dar pur și simplu, mie îmi plac poveștile în fotbal. Mi-ar fi plăcut Patrick Petre să facă o carieră strălucită la Dinamo, să continue dinastia, să putem vorbi de dinastia Petre. La fel și aici, Dulca, numere Dulca, ce a însemnat Cristi Dulca. Ok, n-a jucat o viață, dar cât timp a jucat la Rapid a fost adulat de fani, capitan și campion al României în era în care s-a transformat Rapid un grand. Din echipă mică, iubită de suporteri, s-a transformat într-o echipă mare cu Cristi Dulca. Corect, și eu visez ca Tanas Strică Balaci să dea golul prin care Universitatea Craiova va lua Cupa Liga, Campionilor, exact. Liga Campionilor și tribuna să strige Balaci, Balaci, Balaci. Visez. Pe de altă parte avem și povestea... Banilor. Strict a banilor. Și a destinului. Știi că avem povestea... Lupescu. Lui Lupescu, sigur că da. Marele jucător al Rapid, emblematic, tatălui imens a fost pentru imens Rapid, pentru imens. Rapid. Culaie Lupescu. Campion cu primul titlu al Rapidului, omul de la Guadalajara. Deci ce să vorbim? Culaie Lupescu, monstru sacru al Rapidului. Sacru. Pe de altă parte, destinul a bătut la ușă, dar n-a avut nicio vină soarta. Știi că el la Rapid s-a dus. Da, povestea știu. S-a dus de mână cu copilul lui la Rapid, Culaie Lupescu. I-a strigat cineva din tribună. Oare cine o fi destinul ăla care l-a pus pe omul ăla să strige? Ce bă, zice, ți-ai adus copiii acum ca să... Și atunci omul care era un monument de bun simț l-a luat de mână și a zis, tată,
Și a zis Mircea Lucescu, adu-l încoace. Da, poate n-a fost mai bine, maestre, te întreb o scurtă paranteză. Ce se întâmplă? Ce știm că s-a întâmplat? Da. Ce știm că s-a întâmplat, da. Chiar și în momentul ăla te gândești. Copilul clar avea valoare, dar poate n-ar fi avut acest spectru pe care îl are și Ianis, din păcate, pentru că orice ar face, oriunde s-ar duce, păi cu asta e taicăsul. Cu asta l-a convins Mircea Lucescu. L-a ducem aici la Dinamo, unde numele Lupescu nu înseamnă absolut nimic. Înseamnă, dimpotrivă, un adversar, un inamic, un... Și el a crescut în ideea asta. Dovadă, bine, Lucescu a fost și este în continuare, este chiar un, nu un creator, este, ce să spun, un sculptor, așa, de da, este ceva. Deci, nu doar că l-a adus la Dinamo, dar în clipa în care l-a promovat la prima echipă, i-a dat banderola de capitan. Eu țin minte când a intrat pe teren cu banderola și toată lumea, inclusiv presa, ziarul, sportul, toată lumea și mi se pare că Radu Urzicianu a scris cronica acelui meci, toți am avut impresia că îi dă banderola pentru că e un debut, e un puști care are 18 ani și așa, de încurajare. Nu. I-a lăsat banderola tot timpul, toți anii aia. Capitanul echipei era Ionuț Lupescu. Așa se crește un lider, așa se face, așa cum a făcut Cârțu cu Gică Popescu. Bun, la Craiova. Revenind acum la Dulca și la Rață. Tam parcă e ce trebuie. Are altă experiență de viață, competițională, plus că și postul parcă e mai ușor de judecat. Să-i puțin că și Lucrescu nu arată rău. Sau o să-mi spui că nu-ți place? Îmi place, dar... E activ. E activ. Sigur, nu, nu, încep e, să nu e ce era. Nu e ce era, dar... Nu e ce era. Nici nu e... Mi se pare că nu e inhibat de marele club la care joacă acum. Așa îl simt. Da, în general, cum să spun... Copiii, că tot am vorbit de copii de fotbaliști, să știi că n-au inhibițiile astea. Nici Marco Dulca nu le are. Și ele, pentru că sunt crescuți în vestiar. Sunt crescuți în vestiar. E cumva normalul, firescul lor. Ei de la 6-7 ani au văzut cum se leagă și returile, exact, la ghete și cum se face o glumă, sigur, cum se mai înjură, cum n-au, se presiune. Dar și pentru ele e nevoie de timp. Eu sunt convins că e un mare jucător care are nevoie de timp. Rață. Sigur că n-a impresionat, dar și el are nevoie... Oameni buni, acum câteva săptămâni nu că nu erau la FCSB, nu și închipuiau că pot ajunge nu la visau. FCSB, nu visau. Da. Și sunt într-un vestiar greu, cu un tricou greu. Hai să te dăm timp, dacă îi dăm timp lui Dică, dacă îi dăm timp lui Rădoi, dar haide să-i dăm, cum a zis și Dorinel Munteanu, domnilor, dați-mi 3 ani și vă duc undeva. Mă, nu 3, cum am zis mai devreme, că nu mai sunt vremurile de 3 ani, dar dați-le câteva luni. Cu toate că... Marile performanțe sportive din fotbal românesc, marile performanțe din fotbal, au, cel puțin externe, au fost făcute în timp, nu din primul sezon. Vezi Răzvan Lucescu, vezi Olăroiu, vezi tot, chiar și Dan Petrescu. Peste tot, da. Nu poți de azi pe mâine, sigur, păcălești și de azi pe mâine. Nu știu, lucrezi la mental, îi ambiționezi, îi enervezi, stilul Olăroiu rednic. A vrut să se lase de antrenorat. Deci, cine? Olăroiu. Olăroiu, da. Nu, corect. A început și nu bătea, nu mergea și a zis, domnule, nu e de mine. Domnule, dar adu-ți aminte de Hagi. Hagi. A fost un eșec total. Sigur la începutul, da, lui. Pentru Hagi că nu avea experiența necesară. Cerea unor jucători limitat să tragă de la 80 de metri la poartă cu un trăgel. După care a învățat, a văzut și a devenit ceea ce dorea toată lumea, un mare antrenor. Un mare antrenor, așa este. Și e un mare antrenor de multă vreme. În încheiere te întreb și despre Rădoi, despre Craiova. Cum ți se pare? Ești entuziasmat? Te-ai desumflat, între ghilimele? Cum nu, se pare? Cum să mă desumflu? Nu. Eu cred că Balint va fi în continuare un mare antrenor care, tot vorbind de proba timpului, va dovedi că e un antrenor mare. Cred că Universitatea Craiova avea nevoie în această perioadă de efervescența lui Rădoi, în primul rând de numele, de statutul lui, de fost mare jucător și de fost mare jucător oltean, de acest nimb al personalității lui crescute ca selecționer, pentru că valoarea lui vine de acolo. El ca antrenor la echipa de club este aproape nul. Da? Are acea scurtă experiență slabă la FCSB. Corect. Însă un mare antrenor la echipa de tineret și un selecționer care a lăsat tuturor certitudinea, nu impresia, certitudinea că el ar fi trebuit să continue povestea echipei naționale. Da? Și poate că ar fi continuat-o dacă șutul acela lui Ianis, care a lovit bara islandezilor, ricoșea în poartă. Deci, Craiova avea nevoie de el, lucrurile nu sunt rezolvate încă, doar cu simpla lui
aducere. Prezență, da. Însă, ceea ce el a mișcat în sufletul tribunei, în resorturile echipei, care părea un pic anchilozată și un pic, cum să spun, temătoare de, de, eu spun, de ceea ce le cerea Balint, eu spun că jucătorii vor fi atât de încântați de Rădoi, încât nici nu știu ce li se pregătește. Da, consider că lotul este suficient de valoros pentru lupta la titlu sau crezi că ar trebui să se mai întărească? Cred că e suficient de valoros pentru lupta la titlu, dar cred că mai e nevoie de întăriri dacă echipa câștigă acest play-off și intră în grupele Conference League, pentru că, după părerea mea, cu actualul lot nu poate face față pe ambele planuri. Nu. Da, vezi că e foarte complicat, pentru că o astfel de luptă pe două planuri, din punctul meu de vedere, poate fi dusă similar cu ce a făcut CFR-ul Dan Petrescu în ultimii ani. Și asta înseamnă foarte mulți bani. Adică eu cred că ar însemna dublarea bugetului salarial la Craiova în momentul de față. Ce părere ai? Un efort financiar mare, da, în orice caz. Ca să poți să faci față, să iei milioanele din Conference League, să vină victoriile, să umpli stadionul Ion Oblemenco, să te duci la titlu. Deocamdată Craiova este o echipă care, evident, e deja pe loc de play-off, în ciuda acestor mici scurt-circuite, dar cred că la Craiova, dacă tot a venit Rădoi, ambițiile... Rădoi, să știi că e un ambițios. E genul de antrenor care își dorește niște lucruri pe care ești obligat să îi le pui la dispoziție. Nu cred că e antrenorul care să-i pui în față un plan în care să bifezi niște lucruri pe un... Nu. Rădoi este gen, cum a fost și ca jucător, cum a fost Mutu, să știi că e la fel. Ok, facem un plan, clubul e important, nu știu ce, dar eu vreau sâmbătă să câștigăm. Pământul a durut înfrângerea de la Ploiești enorm, el n-a lăsat să se vadă. De-aia am văzut în felul în care a căutat explicațiile că a fost o durere acută. Hey, Rădoi e la fel. Un mare jucător, un jucător de explozie, la propriu și la figurat, nu are el timp. Știi care e chestia? Nu dă el timp clubului. El pune clubul sub presiune. El pune clubul sub presiune. Bun, deci ai încredere, am ajuns la final, îți mulțumesc, da, maestre, pentru prezență. Asta a fost, ne revedem. Apropo, înainte să încheiem, 2-1 pentru Oțelul Galați. Ne-am o condusă acasă la Clinceni de Oțelul lui Dorinel Munteanu. Rămâneți pe prosport.ro să aflați ce se întâmplă în această partidă. Dacă nu aveți acces la televizor, noi ne revedem mâine de la aceeași oră, 18:30, și să aveți o seară frumoasă.